Președintele Curții Constituționale spune că guvernul a respectat legea fundamentală când a adoptat pachetul de măsuri fiscale prin angajarea răspunderii și textele legii respectă Constituția. Judecătorii constituționali au decis cu majoritate de voturi că legea în ansamblu său este constituțională, iar cu unanimitate de voturi au respins ca neîntemeiate celelalte critici, număr de peste 30. Decizia îi nemulțumește pe parlamentarii USR care reclamaseră la curte că legea are prevederi din prea multe domenii și nu a fost suficient dezbătută public. Ei vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului finanțelor. Acest CCR și aruncă la gunoi decizia din 2020 și vine astăzi cu o speță identică și spune că este în regulă. Practic, CCR-ul îl ajută pe Ciolacu să bage mâna în buzunarul oamenilor cinstiți, în buzunarul oamenilor care muncesc, să crească taxele ca să aibă cu ce să-și plătească în continuare clientela de partid. Deciziile Curții Constituționale evoluează, practica Curții Constituționale evoluează și ați văzut mai multe situații de tipul acesta în care Curtea Constituțională a căutat să modifice o anumită practică. Pachetul de măsuri include creșteri de taxe și accize, introducerea unor impozite noi, precum și eliminarea unor facilități fiscale pentru angajații din IT, agricultură și construcții. Economii pe partea de cheltuieli se fac puține, iar veniturile vor crește în principal de la anul, ceea ce înseamnă că nu vor ajuta la estomparea deficitului bugetar pentru anul acesta. După ce curtea va publica motivarea deciziei, legea poate fi promulgată de președinte.